noștri cu prietenul nostru drag, frumosul și, ce să zic, arată ca Eros Ramazzotti, bronzat, cărunt, minunat, Aurelian Temișon, Hey, yeah! Bună, Temi, te ce pupăm, faci? Temi. Unde ești? Bună, Natalie, Temișou, dar show-ul în toamna asta o să lipsească, mă refer la show-ul ăla. Da, ăla. În schimb, al meu personal nu o să lipsească. Ca dovadă, aici unde sunt, la Băile Felix, care țin de Oradea, da. Sunt la un festival internațional, prima ediție, se numește festivalul Enjoy Music, pe o scenă imensă, un festival care debutează în această seară, la 7:30, cu o prezentare de vis, Monica Davidescu. Super, și numai puțin de 11 corect, și numai puțin de 11 membri din juriu, din imediat îți spun, din păcate sunt 3 italieni, dar din păcate unul dintre ei are o problemă medicală și n-a putut să vină, deci am rămas 10 membri de juriu, dar din cei pe care îi știți sunt așa: Ovidiu Anton, da, bun, Paola Selin, Nico, Paola Selin, Luminița Angel, Monica Angel, eu, adică suntem 6 voci ale României pe care știți cu toții și care vor juriza 80 de copii. Cum este Temi ca și jurat? Este un jurat exigent? Este permisiv? Este rău atunci când trebuie? Dacă îl întreb pe Ovidiu Puncea, care prezenta emisiunea Vreau să fiu mare vedetă la Antena acum 14-15 ani, când eu eram în juriu cu Laura Lavric, cu Laurențiu Duță, cu Dan Teodorescu, cu Corina Despot, mama lui Adrian Despot, mie mi-a rămas numele de atunci Lupul cel Rău. De ce? Pentru că Andrei știe mai bine și la Te Cunosc de Undeva, cel primul patru pe care l-a luat prietenul meu, concurent atunci, Adrian Enache, a fost de la mine. Nu fac, fac diferență. Un fel de Temi Despot. Da. Dar totuși eu vreau să știu cum poate fi înduplecat Lupul cel Rău. Nu e vorba de înduplecare sau de duritate aici. Sunt pe genul foarte coerent în ceea ce fac și cu cea mai părere bună pe care o am despre cel care vine și mă convinge de actul lui artistic. Minunat. Adică nu am partipriuri, nu am prietenii, nu mă interesează prieteniile sau că e băiatul lucutare. Să afirm ceea ce spui tu, pentru că într-adevăr ești unul dintre cei mai inspirați, cei mai inteligenți și cei mai buni jurați pe care i-am văzut vreodată. Și spun asta pentru că ești atât de echidistant, dar totodată atât de corect și atât de inteligent în a juriza, că mi se pare că asta deja a devenit o artă. Și nu glumesc și absolut deloc, nu te perii, ci pur și simplu că a devenit... Dacă mă mai auzi? Da, te aud. Tu m-ai auzit pe mine? Sau am zis lucrurile astea? Dacă tu te-am auzit perfect, nu am auzit, dar ai spus de 3 ori într-o frază inteligent, ceea ce e mare lucru și îți mulțumesc pentru aceste cuvinte minunate. Inteligent ca jurat. Dacă tu spui asta, care ai luat destul de multe note nu foarte bune de la mine, ori știi că se pregătește un sezon în care vei fi din nou, ori într-adevăr ești echidistant și echilibrat ca mine când e vorba de juriza. Să mai existe un sezon din acea emisiune Te Cunosc de Undeva, pe care o iubim atât de mult cu toții, să vedem, nu se știe niciodată ce se va întâmpla. Ideea este că mă bucur că ai spus că Monica va prezenta astăzi acest minunat show și iată cum revenim așa oarecum la începuturile voastre, pentru că mi-am dat aminte că așa v-ați cunoscut voi. Tu cu Monica te-ai cunoscut, Monica te prezenta pe o scenă foarte mare, iar tu erai cântăreț. Care este, Temi, spune-mi, te rog, secretul unei relații, așa cum aveți voi, o relație minunată care a împlinit ceva ani acum câteva zile? Exact asta vreau să te rog pe tine, dacă afli cumva secretul unei relații longevive ca a noastră, să ne-l spui și nouă, să văd dacă coincide, cu surprizele pe care, dacă coincide cu surprizele pe care viața ni le-a oferit și cu loteria care înseamnă o relație, nu acum în ziua de azi, o relație în general, pe care nu o poți anticipa și care nu știi niciodată ce îți va rezerva ca zi de mâine. Dar se pare că sorții au decis ca noi, în primii 26 de ani de relație, să fim mulți ok, înainte. Poate ce că frumos, și în următorii 26. Da. Minunat, 26 minunat. De ani, iată, de relație. Îmi place ce a spus, Temi, că e și o loterie până la urmă, nu? E și o loterie, e adevărat, dar cred că și sunt mai multe lucruri. De poate o relație genul ăsta în care să ai foarte mult de muncă, în care poate uneori să te intersectezi cu soția sau iubita la serviciu, să ai tot timpul provocări noi, să ai tot timpul lucruri care să vină, ori fi și asta, una dintre chei? E clar, e una dintre chei și faptul că fiecare a acceptat de la celălalt ca o
o părere, nu neapărat o critică. Dau un exemplu. Când Monica venea de la teatru nervoasă că nu a ieșit un rol sau că repetiția n-a fost neapărat de bun augur sau că n-a găsit cheia personajului respectiv într-o piesă de teatru și eu fusesem la repetiție și când i-am zis seara, Monica, eu cred că dacă tu acolo în loc de ta-na-na-na-na ai zice ta-na-na-na-na-na ar fi mai bine. Și zice, ok, mă gândesc. Putea să-mi zică clar, stai puțin, tu ce meserie ai? Eu sunt actriță, nu te băga, nu e treaba ta. Ca de altfel și eu, nouă dată venind acasă de la un spectacol, să-mi zică, nu da drumul la sunet acum, mai stai un pic. Mai stai două minute că sunt în direct. Băieți, vreau să facă probe. Da. Să-mi zică, vezi că între piesele acolo ce spui tu nu e neapărat ok legat de următoarea melodie care vine. Puteam să zic, alo. Minunat ce ai spus. Actriță, minunat nu te băga. Ce ai spus. Faptul că îi permis și celui care... Asta înseamnă că ne-am crescut unul pe celălalt și ne-am dezvoltat relația împreună. Suntem două culoare adiacente, actoria cu muzica. E minunat. Temi, îți mulțumim foarte mult pentru intervenția de azi. Vă dorim succes acolo cu aceste nume mari, minunate și acest concurs cu 80 de copii, spuneai tu, pe care voi îl veți juriza. Îți numai mulțumim 80. Că ai intrat. La forță. Da, forță. Îți mulțumim foarte mult. Te lăsăm mulțumim pentru că am înțeles că băieții încep repetiția și nu vrem să vă disturbăm prea mult. Te pupăm și să ne vedem cu bine aici în platoul nostru unde te așteptăm cu Monicuța. Să mai vorbim, să mai dezbatem. Pa, Natalie, pa, întregii găști. Te pupăm, Temi, și mulțumim mult.